Un român a murit și 4 au fost răniți într-un grav accident rutier produs pe o autostradă din Belgia. Victimele se aflau într-un microbuz care tracta o remorcă pe care se afla un alt vehicul. Din primele informații, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a lovit de parapetul de pe marginea șoselei. Unul dintre pasageri a murit pe loc, iar ceilalți au fost descarcerați de pompieri. Cei 5 români se îndreptau spre orașul olandez Eindhoven.